surpriză! Vă vedem! Arătați foarte bine! Vreau să mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru această zi de bucurie din viața noastră. Totodată vrem să aducem mulțumire părinților noștri pentru dragostea și eforturile depuse. Vă iubim mult! Le mulțumim fraților și surorilor cu familiile lor și ne bucurăm enorm că sunteți alături de noi în această zi. Familiei și părinților și prietenilor noștri, Dumnezeu să ne unească și să ne binecuvinteze cărările noastre. Dorim să mulțumim tuturor celor care au ajutat la realizarea acestei zi minunate, un pas așa de important în viața noastră. Damaris, te iubim! Îți mulțumim din suflet pentru tot ce ai făcut și pentru efortul care l-ai depus pentru noi. Domnul să te binecuvânteze și să-ți răsplătească în zecit. Suntem așa de binecuvântați și de bucuroși pentru toată familia în Domnul Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze! We love you all! Vreau să dau un mesaj la puiul meu. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântarea care mi-a dat-o prin tine. Vreau să spun că te iubesc și am să te respect toată viața. Te iubesc mult, mult! Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Unde vei fi îngropat tu, voi fi și îngropat eu. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Te iubesc foarte mult și Dumnezeu m-a binecuvântat cu un bărbat ca tine. Și un bărbat bun și blând, cu multă răbdare. Mă rog Domnului ca această zi să fie o binecuvântare.